Fraților, știu cum facem, fiți atenți. Îl punem pe Băsescu premier. Da. Știu, mă, știu, e veche ideea, s-a tot vânturat acest scenariu în anii trecuți, dar vă spun eu, dacă îl punem acum, ne-am scos. Azi îl instalăm, mâine începe să ne lipească primii bani pe frunte. E, acum vă pot spune că dacă aș putea azi, aș dubla indemnizația pentru mame în concediu de maternitate. Ați văzut? Dublu, frate, dublu! Și bine că era treaz, că dacă vorbea la vreo cârciumă din centru vechi cu un părer la bord, cred că le tripla direct, nici nu mai stătea la discuții. Cum naiba, bre, Nea Traiane, să vorbește așa de senin, cu zâmbetul pe buze, mă? După ce acum 5 ani, când erai la putere, ai tăiat indemnizațiile mămicilor. Cum naiba nu s-a găsit, mă, nicio duduie pe acolo prin spate să-i ardă una după ce a fămă, să-i amintească ce a făcut în 2010? O schimbare de discurs cu 180 de grade față de anul 2010. Atunci a promovat reducerea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului de la 85% la 75% din media veniturilor pe ultimele 12 luni. În plus, a fost redusă și suma maximă pe care o putea primi o proaspătă mămică de la 4.000 de lei la 3.400 de lei. România nu mai are femei, are mămici și nu mai are copii, are bebeluși. Toată țara asta a devenit o țară de mămicuțe și bebeluși. Doamne, deci în 2010 îi se părea că sunt prea mulți copii și s-au redus indemnizațiile. În 2013, dacă vă amintiți, s-a apucat să le certe pe femei că fac prea puțin copii. Iar acum, 2015, bă, ca o floare, ar dubla indemnizațiile. Și știți ce era frumos? Să aibă și domnul Băsescu o pensie de aia de câteva sute de lei, să-l vedem ce mai zice despre pensiile și salariile tăiate pe vremea restituirilor penale de la ANRP. Da, mă, era criză mondială, așa că ANRP-ul dădea sute de milioane restituiri, iar guvernul tăia 25% de la fraieri. Eba, Ionica, mă, vă rugăm noi, mai faceți niște copii, mă, fetelor. Faceți repede 2-3 nepoți, mai țineți-l pe ăsta ocupat, că uite ce prostii vorbește când scapă din casă.